De astăzi s-a dat startul cursei electorale pentru alegerile parlamentare. Candidații au timp o lună de zile pentru a-și face campanie. Aceștia pot folosi panourile electorale pentru a se face cunoscuți, însă în anumite condiții. Pe perioada campaniei electorale, fiecare competitor electoral are obligația să folosească locurile speciale de afișaj, în așa fel încât să nu împiedice utilizarea de către un alt competitor electoral. De asemenea, pe fiecare panou pentru afișajul electoral există obligația amplasării unui singur afiș de către fiecare dintre competitori. Legea stabilește chiar și dimensiunile respectivelor afișe. Cei care nu vor respecta aceste reguli vor suporta consecințele legii. Potrivit aceleiași legi, nerespectarea dispoziției la care am făcut referire mai devreme constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă contravențională de către organele de poliție. Adică aceștia sunt pasibili să plătească între 1.000 și 2.500 de lei. Campania electorală începută astăzi se încheie după 4 săptămâni, adică pe 8 decembrie. O zi mai târziu, alegătorii sunt așteptați la urne. În județ vor funcționa 620 de secții de votare, dintre care 155 doar în Ploiești.